Primarul Constantin Tomac și-a aliat în războiul cu Compania de Apă Asociația Municipiilor din România. La ședința Comitetului Director al Asociației Municipiilor de ieri, Tomac a cerut o îmbunătățire a prerogativelor primarului în luarea unor decizii administrative. Este vizat în primul rând capitolul personal, mai exact ca primarul să aibă mână liberă la schimbarea unor persoane din funcții și la modificarea unor posturi. În ceea ce mă privește, o să încerc să-mi aduc contribuția legată de îmbunătățirea competențelor primarului și ale Consiliului Local, în sensul în care să avem mai multă libertate în a realiza un management performant al resurselor umane, în același timp să putem cheltui banii mult mai bine, în sensul în care ne-l dorim pentru proiectele cu care sperăm să îmbunătățim viața în orașul nostru. Constantin Toma nu s-a ferit să pronunțe numele Companiei de Apă, societate cu care primarul a purtat cele mai multe lupte de la preluarea mandatului. În același timp, e un capitol foarte important de servicii publice, unde voi încerca de asemenea, prin expunerea situației de la Buzău, legată în special de Compania de Apă, să încercăm să nu să se confiște acest serviciu de către grupuri organizate. Edilul a exemplificat prin faptul că la nivel național există o politică ale unor ONG-uri care vor să pună stăpânire pe managementul unor asociații de utilități. Mai exact, Toma s-a referit la ADI 2008 și la Compania de Apă. Numai în urmă cu 3 săptămâni au încercat la nivel național, inclusiv modificarea unei legi, prin care un ONG, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară, trebuiau să, deci aveau toată răspunderea, fără ca acționarii acestor companii, cum este cazul la Buzău, Consiliul Local are peste 75% din acțiunile Companiei de Apă, să poată face ceva. Războiul dintre Constantin Toma și Ionel Tescaru este unul de durată, care s-a mutat de câteva săptămâni în justiție.